Să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea 1 Samuel, la capitolul 13, pagina 302, respectiv pagina 303. 1 Samuel, capitolul 13, voi începe citirea cu primul verset, voi încheia citirea cu versetul 14, prima parte. Capitolul 13, 1 Samuel, versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Sună curios lucrul acesta pentru că noi știm că în realitate a domnit mai mult, dar de fapt în ochii lui Dumnezeu a domnit doar doi ani, atâta timp cât Saul a trăit în ascultare de Domnul. Și spune versetul 5, de unde continuăm citirea, că filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o mie de care, șase mii de călăreți și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Migmaș, la răsărit de Betaven. Bărbații lui Israel s-au văzut la strântorare, că erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad, la Glad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat șapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis: Aduceți-i mărderea de tot și jerfele de mulțumire. Și aici. Face aparent prima greșeală și a žervit arderea de tot. Pe când sfârșea de a dus arderea de tot, a venit Samuel și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Samuel a zis: Ce ai făcut? Saul a răspuns: Când am văzut că poporul se împrăștie, observați de vina pe ceilalți, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât implicit de vina și pe Samuel. Și că filistenii sunt strânși la migmaș, dă vina și pe dușmani. Mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. În realitate, nu se gândea la Domnul, ci se gândea la sine. Și eu nu m-am rugat Domnului, spune el. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Saul știa bine că această ardere de tot nu trebuia să o ducă el, ci Samuel, Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun. Știu, cuvintele acestea s-ar putea în auzul nostru, foarte sensibil, să sune jignitor, dar în Biblie, cuvintele care sunt mai, mai dure în ce privește păcatul, n-au ca rost să jignească, ci să trezească. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Și pentru că n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, se întâmplă următorul lucru. Zice așa, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Adică Saul ratează intrarea în istorie sau, dacă vreți, mai mult decât atât, Saul ratează veșnicia. Domnul ți-ar fi oferit veșnicia. Ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar acum, domnia ta nu va dăinui sau nu va mai dura. Acesta este cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi în această seară și fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor. Amin. amin, amin. Vă rog să vă reașezați. Când fratele pastor Moise a spus 16 ani, m-am uitat la băieții de aici de pe primele două rânduri și am văzut că zâmbeau, că mă gândesc că ei încă n-au de totul lui 16 ani. Și mă gândesc de asemenea de cât curaj a avut fratele păstor să mă invite pe mine la 22 de ani sau 23 cât aveam atunci să predic aici la evangelizare. E ceva în biserica dumneavoastră, dincolo de faptul că e o clădire impresionantă, frumoasă, noi știm că biserica nu e asta, ci biserica e formată din pietrele vii care formează un edificiu duhovnicesc și aceste pietre vii sunteți dumneavoastră. Și e ceva aici. De prima dată când am predicat aici, cu multă emoție, ca de altfel de fiecare dată, să știți că fie că predic la trei oameni sau la patru oameni, fie că predic la câteva mii de oameni, întotdeauna mă ridic cu aceeași emoție. De ce? Pentru că știu că e o mare responsabilitate să predic Evanghelia. Dar vă dați seama, cu atât mai mult atunci, când aveam vreo 20 și puțin, când m-am ridicat și am predicat, știu și astăzi ce am predicat, sunt convins că voi nu vă mai aduceți aminte, am predicat despre fiul risipitor. Mi-aduc aminte cu câtă emoție m-am ridicat, dar de asemenea mi-amintesc de prezența lui Dumnezeu din adunare. E un gust duhovnicesc pe care l-am simțit atunci aici și pe care îl simt de fiecare dată când vin aici. De aceea e o bucurie să predic Evanghelia. Da, e o bucurie să predic oriunde. Și bucuria nu se leagă de ziduri. Bucuria se leagă de oameni. E o onoare să fiu alături de acești oameni, a lui Dumnezeu de aici, E o onoare să vă predic dumneavoastră, dar dincolo de asta, e ceva, e un gust al prezenței lui Dumnezeu, pe care l-am simțit chiar din momentul în care m-am așezat pe genunchi în locul acesta, din momentul în care fanfara a început să cânte. Când m-am uitat la fețele dumneavoastră, nu știu, poate, poate e la mine treaba asta. Cel puțin așa simt eu și mă rog ca în această zi, prezența lui Dumnezeu să fie simțită de noi toți. Și dacă voi, vreunul dintre dumneavoastră, care vă uitați acum spre mine așa, dacă e vreunul aici care încă n-a simțit acest gust al prezenței lui Dumnezeu, de la cei de aici, din față, până la cei care stau undeva la balcon, mă rog acolo unde ești să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă spune omul acesta care predică Evanghelia că e ceva aici, poate eu, din cauza oboselii, din cauza unei probleme, îți spui tu, acum, n-am simțit nimic Acolo unde ești, în adâncul ființei tale, spune lui Dumnezeu, Doamne, atinge-te și de mine. Știți, m-am gândit în această zi să vă vorbesc, printre altele, despre râvna pentru Dumnezeu, despre această pasiune, despre acest foc duhovnicesc care ar trebui să existe în inimile noastre pentru Dumnezeu. Mă uit la noi și e ciudat să fiu nostalgic la vârsta pe care o am, încă mă consider tânăr. Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă. V-a îngăduit Dumnezeu în luna iunie, fac 39 de ani, mulți înainte, la fel vă doresc și vouă. Dar mă uit în adunări și nu doar în adunări. Mă uit în general. Acest foc, această dorință după Dumnezeu, parcă dispare tot mai mult. Dacă vrei să obosești pe cineva în general, începe o discuție despre lucruri duhovnicești și imediat îl vezi plictisit, obosit, terminat. Parcă oamenii sunt tot mai plictisiți de lucrurile spirituale. Parcă oamenilor le pasă tot mai puțin de Dumnezeu. Și m-am gândit și încerc în această zi să găsesc un răspuns acestei întrebări privind la istoria unui om care are un început fabulos, fulminant, primul rege din istoria lui Israel, un om care are toate calitățile, arăta foarte bine, ne spune Biblia, că atunci când Dumnezeu îl alege și când Samuel îl unge ca împărat și îl aduce în fața poporului, Saul era un bărbat chipeș, un om modest, zmerit, duhovnicesc. Mai mult decât atât suferea de o boală de care mi-aș dori să suferim cu toții, o surzenie duhovnicească, pentru că spune Biblia că atunci când unii îl vorbeau de rău, s-a făcut că nu-i aude și asta e bună. Și apoi, la o vreme, nu mult după aceea, Dumnezeu aduce o biruință prin Saul. Duhul Sfânt coboară peste Saul. Și Dumnezeu aduce o biruință și probabil exact aceiași oameni care inițial au vorbit de rău, acum vin la el și îl periază și spun, Saule, Acum mai vremea să te răzbuni. Acum mai vremea să rezolvi problema cu ea care te-au vorbit de rău, dar probabil că erau aceiași, că de obicei așa se întâmplă în viață. Cei care te vorbesc de rău sunt de obicei primii care te laudă. Și știi ce e interesant? Saul dă un răspuns de om modest, duovnicesc, credincios. Saul spune, astăzi nu va muri nimeni în Israel, pentru că biruința aceasta n-a venit datorită mie, ci biruința aceasta a venit datorită lui Dumnezeu. Domnul a adus această biruință. Și mare lucru să conștientizezi că ești în mod absolut dependent de Dumnezeu. Uitați-vă la omul ăsta, are toate calitățile. Și ce se întâmplă cu el? Că de la un moment dat, viața lui se schimbă. De fapt, primul moment pe care îl vedem așa în viața lui, Saul e aici, în capitolul 13, dar sunt convins că viața lui se schimbă de dinainte. Aici, în capitolul 13, îl vedem așa cum era deja, îl vedem ca un om care a luat-o deja pe o cale greșită. Iar Dumnezeu îi spune, îi spune destul de dur. Samuel îi se adresează foarte dur. Ai lucrat ca un nebun. Scopul cu care vorbește așa, încă o dată, Dumnezeu nu vrea să jignească, Dumnezeu vrea să trezească. Și sunt unii oameni foarte sensibili și când vin la biserică, îi spun, domnul pastor, dar vă rog frumos, fiți foarte atenți. Și eu întotdeauna sunt foarte atent la fiecare cuvânt pe care îl rostez, pentru că e foarte important lucrul acesta. Biblia spune că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu cu atât mai mult atunci când predicăm. Dar sunt momente în care Dumnezeu vorbește intenționat dur, nu o face să jignească, Dumnezeu o face cu scopul să trezească. Însă Saul era atât de Lipsit de dorință după Dumnezeu, atât de plictisit de, de Dumnezeu, încât nu are nicio reacție. În loc să se pocăiască, face exact ce fac cei mai mulți oameni astăzi. Dă vina pe ceilalți, dă vina pe Samuel, dă vina pe dușman, exact cum fac cei mai mulți oameni astăzi. Dau vina pe biserică, dau vina pe reprezentanții bisericii, dau vina pe vremuri alții, dau vina pe orice, temirce. Oamenii fac orice doar să nu se pocăiască. Și atunci Dumnezeu rostește prin profetul lui Samuel, care, despre care știm că alături de Moise sunt cei mai importanți oameni din Vechiul Testament, rostește sentința în dreptul acestui om și spune ai ratat veșnicia, Dumnezeu ar fi întărit pentru totdeauna domnia ta. Adică ai fi intrat în veșnicie, dar ai ratat veșnicia dintr-un simplu motiv. Și motivul e acesta, pentru că n-ai ascultat de Dumnezeu și pentru că refuz să te pocăiești. Am avut întotdeauna dilema asta, m-am gândit întotdeauna cum e posibil ca doi oameni să asculte aceeași predică, unul să plângă și altul să doarmă. Din prima zi când am început să predic, la vârsta de 18 ani, pe primul rând, chiar pe primul rând, într-o micuță biserică, la vreo 15 km de Oradea, erau doi oameni, două femei. Una, una plângea și alta dormea. Din ziua aceea am avut această dilemă și m-am întrebat cum e posibil ca doi oameni, auzind aceeași Evanghelie, auzind aceeași predică, auzind același mesaj, să aibă reacții de felul acesta și mă uit în adunare. Acum nu vă văd chiar pe toți. Îndrăznesc să ridic privirea chiar și spre balcon. Încă n-am văzut dormim pe nimeni și sper că nu se va întâmpla până la sfârșitul predicii. Dar, dar mă gândesc, cum e posibil ca doi oameni să asculte același mesaj și reacția să fie atât de diferită. Să văd în adunare, ca pastor, deja de ceva ani, să văd un om pe care, pe care, îl vezi o vreme plin de râvnă, îl vezi cântând, îl vezi bucuros, îl vezi plângând, îl vezi plin de râvnă pentru Dumnezeu și de la un moment dat îl vezi tot timpul ba uitându-se pe telefon, ba uitându-se la ceas, bea așteptând să meargă acasă, fără niciun fel de pasiune, fără niciun fel de râvnă și m-am întrebat de multe ori, Doamne, de ce? Doamne, de ce? Am avut o zi interesantă astăzi. Pe lângă faptul că am onoarea de a predica Evanghelia aici, de dimineață am fost în spital, cum obișnuiesc de foarte multe ori, să merg să mă rog pentru diferiți oameni care mă cheamă să fac lucrul acesta. Și m-am dus în spital să mă rog pentru un, un om, un frate, un om care s-a întors la Domnul, acum în suferința lui. Omul acesta este acum membru într o biserică pe care eu o păstoresc, biserica odaia de sus din localitatea Sârb, județul Bihor. Și uh, omul acesta este bolnav de cancer într o formă extrem de gravă. Și cancerul se vede la el îngrozitor, pentru că are cancer la gât și tumora i-a acoperit ochiul stâng. Și starea lui este foarte gravă, foarte grea. De dimineață Chiar când m-a sunat fratele Moise, eram acolo. Cum am ajuns în spital? Omul m-a îmbrățișat, fratele Nelu m-a îmbrățișat. Eu vă mărturisesc că n-am văzut de mult atât de multă bucurie. Pe fața unui om, fața îi este în mod absolut desfigurată. Tumora acoperă un ochi nu poate să vorbească pentru că acest, această tumoră i-a afectat gâtul, e de aici pornită. Și n-am văzut atâta energie și atâta bucurie. L-am cunoscut pe omul ăsta și înainte. Soția lui, pe soția lui am botezat-o acolo, chiar când am devenit păstor acolo. Am vorbit cu el atunci, am fost la ei acasă. Și era un om pesimist. Și era un om negativist. Și soția lui îmi spune: I-am traducea ce spunea el, pentru că nu puteam să înțeleg ce spune. El încerca să vorbească, să-mi predice. Era plin de bucurie. Și soția lui îl înțelegea după semne, deja știe să comunice bine cu el. Și el îmi spunea cât de mult îl iubește pe Domnul. Și îmi spune ea, zice. În momentul în care a fost diagnosticat cu boala asta cruntă și când boala a început să, să l-afecteze grav, extrem de grav. O parte din față este acoperită de tumoră și și zice din clip din momentul ăla el a intrat într o stare de depresie. Oricum era pesimist, oricum era negativist. Dar s-a întâmplat ceva. Femeia asta am văzut-o întotdeauna ca fiind o femeie rugativă, cu ochii plini de lacrimi la adunare de fiecare dată, rugându-se lui Dumnezeu cu multă pasiune. Și s-a rugat pentru soțul ei ca, într-un fel, Dumnezeu să-i se reveleze, să-i se descopere. Și zice ea, într-o noapte, în urmă cu ceva vreme, a avut un vis. L-a visat, visat pe Isus, a visat că Isus e lângă el, acolo în spital, că îi așează mâna pe cap, îl mângâie. Și, după aceea, spune ea, din clipa aceea el n-a mai simțit nicio durere. Tumora este acolo, starea lui este gravă, dar din clipa aceea starea lui emoțională s-a schimbat radical. E un, om, e un om plin de viață. E un om optimist. Din clipa în care s-a atins Isus de el. Pentru că, vedeți, dumneavoastră v-am spus, am dilema aceasta, nu înțeleg. De ce? doi oameni ascultă aceeași predică și reacția este atât de diferită. De ce doi oameni care parcă pornesc la fel, amândoi plini de râvnă pentru Dumnezeu, la un moment dat, unul ajunge să o ia într-o direcție, altul ajunge să o ia în altă direcție și m-am întrebat, Doamne, de ce? Știu, credința vine în urma auzirii cuvântului, Evangheliei, toți știm asta. Dar amândoi aud, amândoi ascultă. Și răspunsul e simplu, m-am gândit că dincolo de auzire, E nevoie de această atingere duhovnicească despre care, de fapt, Apostolul Pavel vorbește și în 1 Corinteni și în alte epistole. Ai nevoie de această, această atingere a lui Isus Hristos prin Duhul Sfânt pentru că, dincolo de auzirea Evangheliei, acest cuvânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața ta schimbare. Și în inima ta să se nască această dorință după Dumnezeu, da, fiecare om care se naște sub soare se naște cu o dorință fundamentală după Dumnezeu. Nu există fericire fără Dumnezeu în viața noastră, dar în lumea contemporană omul încearcă să găsească tot felul de alte căi spre fericire. Așa că singura soluție reală după predicarea Evangheliei este această atingere a lui Isus Hristos. Omul trebuie să audă Evanghelia, dar odată cu această auzire. E nevoie ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt? Nu vă cunosc pe fiecare dintre dumneavoastră, mă uit înspre voi în această zi și mă uit cu toată dragostea și vreau să spun, dragul meu ascultător, în seara aceasta, e că tot ce îmi doresc de la Domnul e ca mâna lui cea bună să se atingă de sufletul tău. Ești în seara aceasta în Biserica Gloria pentru că, nu știu, într-un fel sau altul ai ajuns aici, ai ajuns pur și simplu pentru că trebuia să slujești, pentru că te-au adus părinții, pentru că ai fost invitat sau invitată de cineva și ai spus, bă, mă duc până la urmă acolo să văd ce se va întâmpla. În seara aceasta este un singur lucru, ca atingerea lui Isus Hristos să schimbe inima și viața. Poate în inima ta nu există o dorință specială după Dumnezeu, sau poate existând această dorință, aprinsă după Dumnezeu, ai ales în această seară să fii împreună cu noi, dar dincolo de auzirea Evangheliei pe care noi o proclamăm, de fiecare dată și este proclamată de fiecare dată în locul acesta, mă rog Isuse dragă, atinge-te de noi în seara aceasta, pentru că avem nevoie fiecare dintre noi ca dincolo de auzirea Evangheliei să nască noi această flacără sfântă pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate naște noi prin atingerea lui Isus Hristos. De aceea, mă rog, Doamne, atingete de tinerii care sunt aici în față, Doamne, atinge-te de cei ce sunt în sală, Doamne, dincolo de ceea ce vom rosti, te rog frumos, lucrează prin Duhul tău cel Sfânt. M-am tot gândit la femeia aceea despre care. Biblia ne vorbește în Evanghelia după Marco, în capitolul 14, care vine cu un parfum de mare preț. Vine la Domnul cu parfumul ăsta de mare preț și spune Biblia că unii dintre cei ce erau de față, chiar dintre apostoli, o judecau. Unii se gândeau, cu banii ăia, se puteau face o grămadă de proiecte sociale. Și Mântuitorul Iisus care le știa gândul, le răspunde în Marcu, în capitolul 14, versetul 8, femeia asta, zice el, a făcut pentru mine tot ce a putut. Dacă m-ar întreba cineva, cum aș defini râvna pentru Dumnezeu, pasiunea pentru Dumnezeu, a zice că așa aș defini-o. Eu. eu te întreb în această seară, ai făcut tu pentru Dumnezeu tot ce ai putut? În urmă cu ceva vreme m-am dus într-o biserică și după ce am plecat de acolo la o săptămână, m-a sunat un om care nu era credincios. Nu știu cum a făcut rost de numărul meu de telefon și mi-a spus, domnul pastor, eu am aștepta că dacă veniți dumneavoastră veți face o rugăciune și problema mea, problema pe care o am cu jocurile de noroc va fi rezolvată. Zice, sunt profund dezamăgit. Ați făcut o rugăciune și nu s-a întâmplat nimic. Și l-am întrebat, ați făcut ceva mai mult, altceva ai făcut? Și el mi-a zis, nu, eu te întreb în această zi, ești în locul acesta, poate îl cauzi pe Dumnezeu, poate nu îl cauți pe Dumnezeu, dar, dar vreau să te întreb, oare, oare, ai făcut tu tot ce ai putut tu să faci? Te întreb pe tine, dragul meu frate, dragă soră, dragi tineri, oameni buni, cei care sunteți în biserică de ceva vreme și poate v-ați pierdut râvna pentru Dumnezeu. Vreau să vă întreb în seara aceasta, oare ați făcut voi sau am făcut noi, oare facem noi astăzi tot ce putem noi pentru Domnul. Poate Domnul să spună despre mine și poate Domnul să spună despre tine, omul acesta a făcut tot ce a putut el. Dacă îți dorești în această zi, ca Dumnezeu să schimbe istoria vieții tale, dacă îți dorești în seara aceasta, Doamnă dragă, ca Dumnezeu să aducă liniște și pace în casa ta, dacă îți dorești, tânăr drag, să fie liberat de sub puterea păcatului din viața ta, ai nevoie de această atitudine determinată. Hristos, Domnul, să spună despre tine, omul ăsta a făcut tot ce a putut el. Ți-ai dat tot interesul, ai venit la biserică în seara aceasta. E lucru de apreciat, ești aici și aștepți într-un fel sau altul ca Dumnezeu să lucreze. Ai dat la o parte orice altă piedică și ai zis, mă voi duce în biserică în seara aceasta, așteptând ca Dumnezeu să lucreze în viața mea. Pentru că asta contează cel mai mult. Dacă ne dorim atingerea aceasta lui Isus Hristos, dincolo de auzirea Evangheliei, avem nevoie în această seară, avem nevoie de această atitudine de determinare, de hotărâre. Fac tot ce pot eu, stau, ascult, mă rog, îi spune Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, atinge-te de mine. Și, și vorbesc acum cu frații mei. Cel puțin în trei domenii din viața noastră ar trebui să facem tot ce depinde de noi. Ar trebui să facem tot ce depinde de noi în ce privește slujirea lui Dumnezeu. Ar trebui să facem tot ce depinde de noi în ce privește trăirea sfântă înaintea lui Dumnezeu. Și ar trebui să facem tot ce depinde de noi în ce privește închinarea noastră. Îmi place să spun mai mult rugăciunea noastră, că acest cuvânt denaturează de foarte multe ori în vremea în care noi trăim sensul inițial. Zic rugăciune, pentru că această casă se va numi o casă de rugăciune. Întreb, oare facem noi tot ce putem? Ne întrebăm de ce nu mai doresc prezența lui Dumnezeu. Te întreb, de ce nu mai am pasiunea asta după Dumnezeu? Ai fost botezat în apă, ai fost botezat în Duhul Sfânt, sau poate ai crescut într-o familie de oameni credincioși și, într-un fel sau altul, ai vrea. Ai vrea, cum mi-a zis cineva în urmă cu ceva vreme, domnul pastor, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar e ceva în mine. Parcă, parcă n-am această dorință prinsă, adevărată. La nivelul minții, la nivelul rațiunii, îmi doresc, știu că e ceva bun. Pe de altă parte, în mine, nu există dorința aceasta. Am spus în trei domenii. Mai întâi e domeniul slujirii. Zice apostolul Pavel ceva tare frumos. În 2 Corinteni, în capitolul 4, versetul 1, zice, noi nu cădem de oboseală. Și mă uit cu admirație și la fratele Moise, care aleargă atât de mult și slujește atât de mult. Zice aici Apostolul Pavel, noi nu cădem de oboseală. De ce? Și uitați-vă dumneavoastră de ce spune Apostolul Pavel, zice versetul 5, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos. Hmm. Iau pe mulți spunând, am obosit. Ne-am obosit. Și vă mărturisesc că și eu am spus chestia asta de mai multe ori. Am obosit. Apostolul Pavel, mărturisind greutățile slujbei, puteți să le citiți pe toate, nu-i nicio supărare dacă o citiți din Biblie, în 2 Corinteni, capitolul 4, mărturisind toate lucrurile prin care trece, suntem încolțiți în sunt toate chipurile, spune el acolo în versetul 8, și vine cu o listă foarte lungă de probleme prin care trece, totuși noi nu cădem de oboseală. De ce? că noi nu ne propovăduim pe noi înșine, adică noi nu ne slujim pe noi înșine, și noi îl slujim pe Isus Hristos. Și câtă vreme tu știi că ești aici în fanfară și tu nu vii la fanfară ca să te vadă ceilalți, tu nu vii la fanfară pentru că așa își doresc părinții, și tu îl slujești pe Isus Hristos. Când știi că veni la biserică, îl slujești pe Isus Hristos, când știi că trăind așa cum îi place lui Dumnezeu, tu îl slujești pe Isus Hristos, nu vei cădea de oboseală. Altfel, au de nenumărate ori pe unii zicând, iar program de biserică, iar evangelizare, iar tot eu, frate să -i când? Iar eu? E un exemplu care mi-a rămas din istoria bisericii. Numele lui este Iosif Șereșevski, un om despre care știm că a fost misionar în, în China, pentru că tot e la modă în vremurile noastre să se vorbească despre țara aceasta. În 1850, când s-a dus acolo să predice Evanghelia, a descoperit că nu există Biblia în limba chineză și pentru că omul ăsta avea abilități în direcția aceasta, a hotărât a simțit de la Domnul și a decis la nivelul minții lui că asta e misiunea lui, să traducă Biblia în limba chineză. Acum vă dați seama ce înseamnă să, ce muncă poate să însemne să traduci Biblia în limba chineză. I-a luat 27 de ani. Dar ce cu adevărat impresionant legat de omul acesta e că la câțiva ani după ce a început această muncă asiduă, grea, extraordinară de grea, omul ăsta a avut un atac cerebral și a rămas paralizat putea să folosească doar o mână și degetul acesta, un deget. Și cu un deget a bătut la mașină, 20 și ceva de ani. Toată munca a durat 27 de ani. Se spune că atunci când unii mergeau, se uitau la el, erau mirați de felul în care omul acesta îl slujea cu pasiune pe Dumnezeu. Omul radia de bucurie, era plin de bucurie. 27 de ani, când a simțit că îi se apropie sfârșitul, a zis, voi munci mai mult, mai mult, mai mult, pentru că tot ce încep, vreau să duc la bun sfârșit. Până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, paralizat, doar cu o mână, cu un singur deget, a reușit să traducă Biblia în limba chineză. Mă uit la noi, avem condiții fabuloase, uitați-vă la noi astăzi, cât de bune condiții avem și cu toate acestea cădem atât de ușor de oboseală. Suntem de atât de multe ori gata să renunțăm în a sluji pe Dumnezeu. De ce? Pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să fie uitat că de fapt noi îl slujim pe Hristos. Că noi venim la biserică pentru Hristos. Că noi cântăm pentru Hristos. Că noi ne rugăm în numele Sfânt și Scump al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Că noi nu ne propovăduim pe noi și că în centrul slujirii noastre rămâne Mântuitorul nostru și cred din toată inima că în această zi El este prezent aici. Motivul pentru care unii oameni de-a lungul istoriei bisericii au reușit să-și păstreze râvna pentru Dumnezeu și au reușit să-L păstreze pe Dumnezeu în viața lor, ei că -au, au înțeles secretul acesta. În centrul vieții noastre trebuie să rămână El. Și când e vorba de slujirea noastră, și când e vorba de trăirea noastră, pentru că spune Biblia în Apocalipsa, în capitolul 2, și Dumnezeu se adresează prin Apostolul Ioan, acolo, bisericii din Efes, și spune în, în capitolul 2, în versetul 4, dar am ceva împotriva ta, sau dacă am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, spune Dumnezeu bisericii din Efes. Iar unii dintre noi confundăm această dragoste din tâi cu o emoție, cu un foc trecător. Dar ne explică Biblia mai jos, în versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, ce este această dragoste din tâi. Zice așa, aduți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la ce? La faptele tale din tâi. Observați dragostea din tâi, când de fapt faptele din tâi. Pentru că întotdeauna faptele mărețe pentru Dumnezeu au ca și cauză o dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu. Pentru că mi-aduc aminte cu câtă râvnă, cu câtă râvnă eram gata să-L sugez pe Hristos să Cred că aveam 19 ani când m-am gândit să mă duc la metrou și să împart tractate, broșuri și să le spun oamenilor să se pocăiască. Eram student în București și, mă rog, știam și eu câteva cuvinte pe care să le spun, dar întrebam pe oameni așa frontal, dacă mor la noapte, ce se întâmplă cu sufletul tău? Acum asta, în primă fază, a funcționat. N-a funcționat la unii, însă pentru că a sunat în urechile lor ca un fel de amenințare. Adică dacă mor la noapte și știu că vreo câțiva s-au uitat așa, mai hotărâți uh, spre mine. Unul a fost mai ferm, a zis, ai grijă, nu mă amenința. Din clipa aia am schimbat textul, că mi-am dat seama că nu e cel mai fericit. Îi confruntam așa cu foarte multă râvnă și mi-am amintesc că mai mulți mi-au spus, tu trebuie să te întâlnești cu cineva, era un alt tânăr, la fel de plin de râvnă ca și mine. Și amândoi ne-am dat întâlnire undeva în centrul Bucureștiului. Nu știam cum arată tânărul acesta. După aproape 30 de minute de așteptare, în cele din urmă, când am întors privirea, am văzut... Era acolo, l-am văzut de ceva vreme, dar nu-mi imagineam că putea să fie acel tânăr. Era un tânăr în căruciorul cu rotile. M-am uitat la el și prima întrebare, normală, a fost tu? Știu, nu-i cea mai inteligentă întrebare tu ești. Evident, nu pot fi altcineva. I-am zis, tu ești? El s-a uitat la mine, eu m-am uitat la el și m-am gândit în, în, capitala României, cu câteva milioane de locuitori, nu-i nimeni altcineva decât bihoreanul ăsta ciudat. Vorbeam despre mine și omul ăsta în căruciorul cu rotile care se predice Evanghelia cu râmbră în aici pe la metro. Au fost și alții, da? Dar toate astea le făceam din dragostea aceea extraordinară pe care nu pot descrie în cuvinte, aceeași dragoste eu am și astăzi pentru Hristos. Dar vă mărturisesc că sunt clipe în care simt și sunt convins că fiecare dintre noi simțim că parcă am obosit puțin, dar când ne aducem aminte de fapt că Hristos e în centrul slujirii noastre, în clipa aceea, focul acesta parcă este și mai aprins. Dacă Dumnezeu ne cere ceva, ne cere să fim înflăcărați pentru El și când e vorba de trăirea noastră, și când e vorba de rugăciunea noastră, și când e vorba de slujirea noastră. Sunt cinci lucruri pe care vreau să vi le spun. Am ajuns în sfârșit la aceste cinci lucruri pe care Saul le pierde și pe care generația de astăzi le pierde tot mai mult. Cinci lucruri pe care odată pierdute, practic, l-am pierdut pe Dumnezeu. Vreau să vi răspund succint de la început și apoi în dreptul fiecăruia sau fiecărui lucru o să ne oprim puțin. Saul își pierde misiunea. 2. Saul își pierde viziunea. 3. Saul își pierde comuniunea. 4. Saul își pierde compasiunea. 5. Saul își pierde conexiunea. Sunt cinci lucruri care definesc, dacă doriți, într-un fel sau altul, prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În momentul în care le-am pierdut, într-un fel sau altul, putem spune că am pierdut prezența lui Dumnezeu din viața noastră. Îndemnul predicii din această zi, pentru că este un îndemn, este păstrează-l pe Dumnezeu în viața ta și dacă nu-l ai încă pe Dumnezeu în viața ta, caută-l și caută-l cu toată puterea ta. Mai întâi, omul îl pierde pe Dumnezeu atunci când își pierde misiunea. Care era misiunea lui Saul? Fiind regea lui Israel, misiunea lui fundamentală era aceea de a asculta de Dumnezeu și ascultând de Dumnezeu să fere un exemplu pentru ceilalți. De-aia atunci când Samuel apare, îl confruntă direct și îi spune ai lucrat ca un nebun, ai pierdut veșnicia. De ce? Pentru că n-ai ascultat de ceea ce ți-a poruncit de Dumnezeu să faci. Vă întreb, care e misiunea noastră în lumea aceasta? Mă uit la adolescenții de aici, mă uit la ceilalți din adunare și știu că unii dintre voi sunteți la vârsta căutărilor și întrebărilor fundamentale: de ce trăiesc, de ce sunt în lumea aceasta. Am să spun de ce trăiești. Motivul pentru care Dumnezeu a permis ca tu să vii în existență, motivul pentru care Duhul lui Dumnezeu te-a adus în existență e acela de a reflecta ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta prin ascultarea de Dumnezeu și când zic ascultarea de Dumnezeu, mă refer ascultarea de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Asta e misiunea noastră. Știți ce spune Biblia? Zice, fii om, fiți oameni. Și om în greacă e antropos. Antropos înseamnă cel drept, cel vertical. Pare mi s-am spus și data trecută când am fost aici lucrul acesta. De fapt, a fi om, asta înseamnă ceea ce ne face diferiți Ceea ce ne face oameni, ceea ce ne umanizează, e această căutare după Dumnezeu, această dorință de ascultare după Dumnezeu. Ăsta e lucru care ne face fundamental diferiți și motivul pentru care foarte mulți oameni astăzi au ajuns sub oameni și ne uităm la societatea de astăzi și ne uităm la felul în care arată omul astăzi și atât de bine descris de Apostolul Pavel în Roman, capitolul 1 când spune Biblia că există o categorie de oameni pe care Dumnezeu îi lasă în voia minților blestemate să facă tot felul de lucruri scârboase și dincolo de asta, la un moment dat descrind omul fără Dumnezeu Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt spune, omul va ajunge fără dragoste firească și fără milă. Uitați-vă la societatea în care noi trăim. Anul trecut toată România privea spre o mică localitate de undeva din sudul României, înfiorată de ceea ce poate să facă o persoană care spune om și te întrebi, mă, omul ăla mai e om? Și răspunsul evident, nu de ce, pentru că ceea ce îl face pe om, om, e prezența lui Dumnezeu e această căutare fundamentală care există în sufletul nostru și care are ca finalitate întâlnirea noastră cu El. Ceea ce ne dă valoare ca oameni este mâna lui Dumnezeu. Omul fără Dumnezeu e doar un lut. Biblia spune despre asta, vorbește despre asta în Vechiul Testament. Ceea ce face un vas de cinste, dacă vreți, sunt mâinile lui Dumnezeu. Noi nu suntem decât un lut, diform, bătut de soare, bătut de ploaie, Ceea ce ne face un vas frumos și valoros e mâna lui Dumnezeu. Și mă rog, în această zi, dragul meu, ascultă-mă bine. Ceea, ceea ce te înnobilează, ceea ce te face cu adevărat om, ceea ce te umanizează cu adevărat, e prezența lui Dumnezeu în viața ta. De aceea, Samuel e atât de dur. Și cuvintele lui sună foarte dur. Ai lucrat ca un nebun. De ce? Pentru că ne-ai ascultat de Dumnezeu. Și neascultând de Dumnezeu, neascultând de Dumnezeu, poți să ajungi să nu mai fii om. Nu întâmplător, Biblia spune, fiți oameni. Dar omul ajunge neom, știți când? Atunci când nu mai păstrează pe Dumnezeu în căutările lui, când domnului nu-i mai pasă de Dumnezeu, când omul nu mai interesat să asculte de Dumnezeu și practic asta se întâmplă în vremurile noastre și în fiecare zi auzim de tot felul de atrocități și cu groază privea orașul de în urmă cu câteva luni de zile un, un caz înfiorător, o mamă care și-a lăsat copilul să moară de foame acasă, ea fiind cadru medical și în același timp ducându-se la maternitate unde muncea ca medic rezident, iar copilul ei stingându-se de foame, în chinuri îngrozitoare acasă și te întrebi, o asemenea persoană mai este om în sensul fundamental, adevărat al cuvântului. Pentru că atunci când omul nu mai caută pe Dumnezeu, când omului nu-i mai pasă de Dumnezeu, s-ar putea să ajungă aici, nu spun că în mod obligatoriu ajunge aici. Dar Biblia spune foarte clar când, pentru că omul nu mai caută să-l păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lui. Așa spune acolo apostolul Pavel în Romani capitolul 1, pentru că nu caută să-l păstreze pe Dumnezeu în conștiință și în cunoștința lui. Din cauza aceasta omul ajunge să facă tot felul de lucruri care nu-l mai definesc ca om. Așa că dacă vă întrebați care e rostul vostru în lume, Rostul vostru în lume e dat de Dumnezeu. Și cred din toată inima că El e prezent în seara aceasta aici. Cred că El se poate atinge chiar și de Cel care e în seara aceasta aici și nu se gândește la Dumnezeu. Am avut multă vreme un prieten pe care atât de mult am încercat să-l conving să creadă în Dumnezeu și tot îi spuneam, mă omule, tu te-ai născut cu scopul acesta. Dumnezeu te-a dus în lume cu scopul acesta. În inima ta există un dor după Dumnezeu. Nu vei fi niciodată fericit. Și încercam să-i argumentez până când el într-o zi mi-a trântit direct în față și mi-a spus, mă, mie nu-mi pasă de chestiile astea. Poți să-mi spui cât vrei, pur și simplu nu-mi pasă. Toate argumentele tale sunt egale cu zero. Nu mai îmi spune că nu vreau să cred. Și atunci, pentru că, pentru că îmi păsam mult de, de el, fiind un prieten bun din copilărie, i-am zis, păstrând de același fel de argumentație ca tine, duminica viitoare vii cu mine la biserică. Vrei, nu vrei, ești prietenul meu cel mai bun, vii cu mine la biserică. Și eu am fost cu tine de atât de multe ori, așa că vii și tu cu mine la biserică. Ne-am așezat undeva în biserică, ne-am pus undeva pe ultimul rând. Eram la o biserică mare, penticostală, din București. Student eram în vremea aceea. El era tot la București, la o altă facultate și mi-aduc aminte că dimineața aceea, când am mers la biserică, era cineva în față care vorbea foarte încet, microfonul nu mergea, nu se auzea, eu eram supărat și, și îmi spuneam în mine însumi, exact astăzi l-am adus, nu o să audă, nu o să înțeleagă, nu o să fie nimic. Și în timp ce eu îmi spuneam asta, eram supărat, mă gândeam, mă, mai bine la aduceam mâine, poi mâine. În timp ce eu îmi spuneam asta, în biserică era o liniște mormântală. Eu încercam să aud pe ultimul rând nu se auzea, sistemul de sonorizare nu funcționa, nu știu ce era în seara aia. Și, deodată, cel care era în față a început să citească un text biblic, pur și simplu l-a citit. N-a spus nimic altceva, n-a folosit nicio ilustrație, că de obicei, când spune predicatorul o ilustrație, oamenii sunt brusc mai atenți. Și, pur și simplu, pur și simplu a început să citească un fragment biblic. Și în timp ce citea acest fragment biblic, cu o voce înceată, liniștită, clară, cel de lângă mine a început să plângă, prietenul meu a început să plângă, el care până atunci era tare ca piatra, puteai să zici orice, nu reacționa la nimic. Nici la argumente sentimentale, nici la argumente raționale, absolut la nimic. A început să plângă atât de tare încât lumea se întorcea și se uita înspre noi, motiv pentru care mi-aduc și astăzi bine aminte că i-am dat un cot. Și după aia m-am uitat în partea alaltă. De ce? Pentru că oamenii se uitau în spate înspre noi, iar eu stăteam cu multă demnitate așa de student la teologie. I-am dat un cot cu stânga și m-am uitat în partea alaltă. Și i-am zis, nu mai plânge așa tare că se uită lumea la noi. Și ce mi-a zis? Până acum, până acum, ai încercat tu să mă convingi că-s păcătos. Acum mă convinge Dumnezeu. Și ce mă rog în clipa asta? Drag prieten, domnișorule, domnișoară, omule bun, mă rog ca în clipa asta să simți că Dumnezeu e aici. Să simți această atingere a lui Dumnezeu. Trimite, Doamne, Duh de cercetare. Fă să-i simțim apropierea. Ca să putem sta în picioare, o prorocește în învierea. Poate că ești în seara asta aici, și ca mamă te rogi pentru copilul tău, l-ai adus aici, cântă în biserică, dar încă n-a fost atins de, de prezența lui Dumnezeu, a auzit Evanghelia, dar încă Duhul Sfânt nu a lucrat la inima lui și te rogi chiar în clipa aceasta, Doamne, lucrează la inima copilului meu, chiar în clipa aceasta, mă rog, Doamne, lucrează și ascultă rugăciunea aceasta. fă pe acest tânăr, fă ca această tânără să înțeleagă că ceea ce îl face om ceea ce te face om în viața aceasta e ascultarea de Dumnezeu. Ești cu adevărat om atunci când, când îți împlinești misiunea. Misiunea pentru care am venit în lumea aceasta e să trăim în ascultare de Dumnezeu. E ca să reflectăm în lumea aceasta imperfectă ordinea perfectă a împărăției lui Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu. Poate copilul tău nici nu vrea să audă de Dumnezeu. E tare, încercat de atât de multe ori să-i vorbești despre Dumnezeu. Nimic nu-l mai impresionează și te-ai de foarte multe ori, Doamne Dumnezeule, a auzit atât de multe predici, știi atât de multe lucruri, te-a văzut pe tine lucrând de atât de multe ori în viața noastră, și parcă nimic nu-l mai mișcă. Cred din toată inima că Dumnezeu prin Duhul Sfânt în seara aceasta e gata să se atingă de inima lui și să-l facă să înțeleagă că a venit în lumea asta, tocmai pentru ca să se întâlnească cu Dumnezeu și întâlnindu-se cu Dumnezeu, să trăiască în ascultare de Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, vreau să fiu așa cum tu m-ai făcut să fiu, adică vreau să fiu om. Adică vreau să trăiesc cu tine în viața mea, pentru că Dumnezeu ne face oameni. O, glorie lui. Mai zic o dată, glorie lui. Binecuvântat să fie el. Al treilea lucru, al, al doilea lucru, de fapt, pe care îl pierde Saul, după misiune, își pierde viziunea. Și când spun viziune, mă refer la o perspectivă de viitor asupra vieții lui spirituale. Asta înseamnă viziune. Viziunea e o perspectivă de viitor asupra vieții tale. Mă uit la generația de astăzi, cei mai mulți trăiesc doar pentru acum și aici. Cel mai la modă cuvânt în generația tânără e cuvântul distracție. Trăiește clipa. Mă, au este asta de atât de multe ori. În momentul în care omul își pierde perspectiva asupra viitorului și când trăiește doar aici și acum, doar în istorie, ba mai mult decât atât, nu se mai raportează nici măcar la trecut. Generației de astăzi îi pasă tot mai puțin de trecut și mai puțin de viitor. Cei mai mulți aleg să trăiască plăcerea de moment. Atât. Problema lui Saul e asta. El își pierde perspectiva. Își pierde viziunea. Ai un proverb în limba engleză care zice că mai rău decât să ai ochi și să n-ai vedere, e să ai vedere, dar să n-ai viziune. Și viziunea, am zis, e perspectivă de viitor asupra lucrurilor. Să te gândești cum anume lucrul ăsta pe care eu îl fac acum mă va afecta în viitor. Saul nu se gândește la asta, cum mulți dintre cei care aleg să-și risipească viața într-o mulțime de distracții au exact aceeași atitudine față de viață. Domne, e adevărat, mi-a zis cineva, scrie pe pachetul ăla de țigări, tutunul dăunează grav sănătății, dar eu am fumat de atât de multe ori și sunt perfect sănătoasă. Omul se gândește la consecințe, omul se gândește la viitor, omul trăiește în neascultare de Dumnezeu, se gândește că acum e bine, se simte bine și își pierde perspectiva asupra viitorului și nemai având această perspectivă asupra viitorului, omul ajunge să trăiască în neascultare. Ba mai mult, cât mai trăiesc astăzi cu perspectiva veșniciei? Așa cum Apostolul Pavel zice atât de frumos în Filipeni, în capitolul 3, de la versetul 11 la 14, când vorbim despre felul de luptă care descrie viața lui, zice viața mea e ca o luptă și lupt ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea la învierea morților nu ca și cum aș fi câștigat premiul sau ca și cum aș fi ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, -o cât și eu am fost apucat de Hristos Iisus, fraților, zice el, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, arugându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Adică apostolul Pavel zice: Eu am o perspectivă asupra vieții mele. Viața mea nu se rezumă la câteva secunde de plăcere aici. Viața mea e mult mai mult și eu privesc înspre veșnicie și astăzi ar putea să fiu bolnav, și astăzi s-ar putea să fiu sărac, și astăzi s-ar putea să fiu la pământ, dar mai bine să ajung bolnav în cer decât perfect sănătos în iad. Și perspectiva lui rămâne aceeași. Cei mai mulți de astă din, din cei ce trăiesc astăzi n-au această perspectivă. Mă mai zic ceva. Aici vorbesc cu pocăiții mei, dragi. Frații mei, în momentul în care ne-am pierdut perspectiva, ne-am pierdut viziunea, ne dispare și pasiunea. Aduceți-vă aminte că atâta vreme când ne dorim un lucru, avem pasiune pentru el. Băieții care își doresc, când împlinesc 18 ani, să-și cumpere o mașină, cu câtă pasiune caută toată ziua pe net mașina aia. Se uită, știu toate chestiile, zâmbesc de multe ori vorbind cu unii dintre ei și-mi spun, tracțiune integrală, neintegrală, habar n-am. Și au o pasiune extraordinară. Știți că le ține pasiunea până cumpără mașina. După aia, prima zgârietură și la revedere. În general, în viață e așa. Și nu trebuie neapărat să spuneți a mine aici. Dar în viață e așa. Câte vreme îți dorești un lucru, ai pasiune pentru el. În momentul în care crezi că l-ai obținut, îți Ți se duce pasiunea. Și asta e ciudat cu unii oameni. Am observat că unii oameni, până când se întorc la Dumnezeu, au o pasiune grozavă. Chiar acum de sărbători, cineva care tocmai s-a întors de la Domnul mă suna în singura zi liberă pe care o aveam, pentru că de sărbători sunt foarte multe programe la adunare, și omul îmi spunea, frate, hai să mai mergem la rugăciune nu știu unde. Și zic, măi, frate, du-te tu că eu am programe multe. Și am fost uh, uimit. Să văd încă o dată cu câtă pasiune, cu toate că în fiecare zi program la adunare, dimineața, seara, după aceea la grupuri de rugăciune. Și am văzut în viața multor oameni lucrul ăsta. Câtă vreme își doresc un lucru, fie lucru spiritual. Au pasiune pentru el, până când ajung acolo. Când ajung acolo, le piere pasiunea. Frate, dacă mă pui pe mine, dacă, dacă o să când eu, frate, dacă, dacă mă pui pe mine la predică, frate, dacă fac eu lucrul ăsta până când ajung acolo. Și când ai crezut că ai obținut lucrul acela, e în firea noastră să fim așa. Când avem senzația că am obținut lucrul acela, ni se duce pasiunea. Mă uit câteodată și o spun uh, cu durere. Mă uit la faptul că de foarte multe ori, unii dintre noi... Suntem plus de Duhul Sfânt și asta e foarte bine. Trecem prin experiența botezului cu Duhul Sfânt și o experiență extraordinară, extatică, uimitoare. E această atingere a Lui Dumnezeu, e această umplere de Dumnezeu. Numai că se întâmplă ceva cu unii dintre noi. Suntem la toate întâlnirile de rugăciune până când suntem botezați. După ce suntem botezați, mă gândesc, mă, anul ăsta am avut botezați, nu știu, 40 ceva de oameni. Ar trebui să fie o invazie a împărăției lui Dumnezeu în orașul nostru. Dar se întâmplă ciudat. ceva ciudat. Unii oameni sunt insistenți, vin înaintea lui Dumnezeu, sunt plini de pasiune, până când își ating scopul. Când și-au atins scopul? Ciudat. Li se duce... Pasiunea. Știți de ce? Pentru că ne, ne lipsește viziunea, adică perspectiva de viitor. Adică Biblia spune în Efesen 5,18 Fiți plin de Duhul! Umplerea cu Duhul Sfânt e o normativă zilnică. Duhul Sfânt e Cel care vrea să lucreze tot mai mult în viața noastră. Doamne, ajută-ne la asta! Amen. Doresc să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne oferă un dar, de exemplu ca botezul cu Duhul Sfânt, El o face cu un scop. Dar unii dintre noi facem un scop în sine din anumite lucruri și credem că dacă am ajuns la un anumit nivel, e suficient atât și în momentul în care am ajuns acolo ne dispare pasiunea. Știți ce aș vrea în seara asta? Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem dincolo de aici și acum, să păstrăm înainte clipa aceea când se va auzi dincolo de frumosul oraș Arad, dincolo de Oradea, dincolo de țara noastră mult iubită România, Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare, eu spre clipa aceea privesc. Nu cad de oboseal în predicare, cu toată inima vreau să trăiesc pentru Dumnezeu. Vreau să, să, să mă rog, așa cum se ruga Moise odinioară, Doamne, vreau să văd slava Ta, vreau să fiu plin de pasiune pentru Dumnezeu. Până în ultima clipă din viața aceasta, până când voi sufla pentru ultima dată lumea aceasta. De ce? Pentru că în fața mea e momentul acela în care mă voi întâlni cu El. Dar în momentul în care biserica de astăzi, când noi, cei care ne numim creștini, Rezumăm totul aici și acum și nu ne mai pasă de veșnicie când ochii noștri nu mai privesc spre cer și privesc prea mult înspre pământ, când, când mult prea mult ne uităm la aici și acum și ne îmbolnăvim de materialism și de tot felul de alte patini, în clipa aceea ne dispare viziunea și când ne dispare viziunea nu mai avem nici dorință după Dumnezeu și ne întrebăm, Doamne, de ce? Răspunsul e simplu, e vremea generației de astăzi, e vremea frați surori, e vremea români dragi, e vremea oameni buni să ridicăm privirea și să privim dincolo de aici acum, înspre veșnicie, înspre clipa în care fiecare dintre noi va trebui să stăm înaintea lui Isus Hristos. Am zis că ni se duce dorința după Dumnezeu. Atunci când ni se duce misiunea, când uităm care e misiunea noastră, când uităm care este viziunea, nu avem perspectivă de viitor. Trei, când dispare comuniunea, comuniunea. Adică Relațiile bune dintre noi. Comuniunea cu familia și comuniunea, comuniunea cu biserica sunt cele două comuniuni. Comuniunea cu familia și comuniunea cu poporul lui Dumnezeu. În cazul lui Saul, cele două relații se rup. Uitați-vă la Saul în următorul capitol. E gata să-și ucidă fiul, e gata să-l ucidă pe Ionatan. După aceea, în capitolul 18, spune Biblia că vrea să o dea pe Mical, fata lui, să se căsătorească cu David, ca să-i fie o cursă. Deci își folosește fica, vă puteți imagina așa ceva, își folosește propriul copil pentru o combinație politică. De ce? Pentru că dispare această comuniune cu familia. Dacă ne întrebăm de ce oamenii de astăzi nu mai au aceeași dorință după Dumnezeu, pe care o aveau unii în trecut, chiar dacă poate nu erau pocăiți. Și răspunsul e acesta, pentru că dispare tot mai mult comuniunea cu familia. Suntem atât de ocupați. Atât de ocupați. Atât de ocupați. Un prieten bun al meu, nu știu dacă am spus asta, în urmă cu ani de zile îmi spunea, munceam într-o vreme de dimineața până seara, n-aveam nicio clipă de răgaz și mi-amintesc, îmi spunea el că Odată, mai putând dormi de la oboseală, sunt și momente de felul acela. M-am dus și mi-am cumpărat un televizor și mi-a luat cel mai mare televizor. I-am zis acolo, vreau cel mai mare televizor. Când vin acasă să, să mă uit la televizor să dorm. Și făceam același lucru, munceam de dimineață până seara. Seara eram la televizor. Copilul nostru cel mai mic, însă, are un dar de a trezi grozav, extraordinar. Mi-a zis el, într-o duminică după masă, când eram cu toată familia la masă, l-am pus pe el să se roage și el a făcut o rugăciune care a sunat pentru mine dureros. S-a rugat, Doamne, fă-mă televizor ca tata să se uite la mine. Dacă ne întrebăm, de ce nu mai avem dragoste aceea pe care o aveam poate altă dată? Dacă te întrebi, de ce nu mai arde în tine focul pentru Dumnezeu? Sau dacă te întreb, de ce în inima mea nu există dorință după Dumnezeu? Răspunsul e simplu: s-ar putea să fi pierdut comuniunea cu familia ta. De aceea, noi creștinii de astăzi luptăm atât de mult pentru familie, pentru că mulți se întreabă ce e cu subiectul acesta. E fundamental pentru noi. Îndemnul predicii din această zi păstrează-L pe Dumnezeu, dar nu-L poți păstra pe Dumnezeu decât atunci când ai comuniune. Și în primul rând comuniune cu familia ta și apoi comuniune cu poporul lui Dumnezeu. Sau a ajuns rege, se gândește că nu mai are nevoie de nimeni altcineva. Domne, eu sunt acum cel care conduce, nu mai am nevoie de Samuel, nu el trebuie să aducă jerfa, eu voi aduce jerfa. Și foarte interesant, în momentul în care... Dispare comuniunea cu familia și dispare comuniunea cu biserica. Și uitați-vă la societatea de astăzi, de fapt, această relație dispare tot mai mult. Omul contemporan alege să trăiască pentru job. De dimineața până seara, cei mai mulți tineri își doresc să se realizeze din punct de vedere economic și din punctul ăsta de vedere profesional, să ajungă la 40 și ceva de ani singur, însingurat, și de cele mai multe ori, foarte mulți dintre cei care trăiesc astăzi, trăiesc doar pentru aici și acum și pentru jobul lor, nu mai au nicio comuniune. Din când în când îți mai aduci aminte de tata. De 8 martie îți aduci aminte de mama. Dai un telefon, dar relațiile voastre sunt tot mai, tot mai reci. Și ne întrebăm de ce oamenii sau omul contemporan, oriunde ar fi el, nu și-l mai dorește pe Dumnezeu. Răspunsul e simplu: se rupe această comuniune, cum între Saul și familia lui se rupe comuniunea, în mod evident. Pentru că Saul ajunge în situația în care e gata să sucidă propriul copil și să-și folosească fata pentru ca să rămână acolo. Și e ciudat lucrul ăsta. E timpul să luptăm mai mult pentru familiile noastre. Și când dispare comuniunea cu poporul lui Dumnezeu, sunt mulți care spun, eu vreau să fiu credincios, dar eu n-am de-a face cu biserica. E la moda asta și în presă se, se duce acest război împotriva instituției bisericii tot mai mult, tot mai mult. Și sunt unii sceptici care vin și spun astăzi, oare biserica va rezista? Eu vă spun cu toată certitudinea, de aici, din Biserica Gloria, care e atât de importantă pentru noi ca și comunitate pentecostală. Biserica lui Hristos rămâne mai departe în picioare, pentru că Hristos a spus asta. Porțile locuinței morților nu vor birui, pentru că această biserică este clădită pe Isus Hristos, glorie Lui. Și câtă vreme tu îți ții legătura cu biserica, ascultă-mă, din clipa care îți spui nu mai am nevoie de biserică, ce am eu nevoie de ăla, de ăla, de ăla și te uiți la noi și te uiți la cei de aici și cunoști și te uiți la cutare. Și în momentul în care dispare comuniunea cu biserica, dispare comuniunea cu ceilalți, de fapt, îl pierzi pe Dumnezeu din, din, din viața ta. Tu ai senzația, îi aud pe mulți zicând așa: Domne, mântuirea e personală. Și am de zile am predicat greșit lucrul acesta. Și vreau să-l mărturisesc înaintea dumneavoastră. Da, mântuirea se primește personal, dar ea se păstrează doar în Comuniunea din Biserică. Ea se primește în mod individual, prin credința personală în Isus Hristos. Dar ea se păstrează doar aici, în trupul tainic și viu al lui Isus Hristos. Capul bisericii este Isus Hristos. Stânca de viacuri pe care se clădește biserica este, este Isus Hristos. Sunt optimist în ce privește biserica lui Hristos, pentru că este a lui, slavă lui. Și câtă vreme păstrezi relația asta, te întrebi, mă, dar de ce să mă mai duc la biserică și joia, iar program. Iau chestia asta, mai ales la tineri, iar program. În momentul în care se rupe relația cu biserica, ți se duce viața spirituală, când ai fost ultima dată, dragul meu, la biserică? Poate n-ai venit de mult. Când se duce, mă uit în adunare de multe ori, Comuniunea Sfântă. Eu am crescut într-o biserică pentecostală. Și mi-aduc aminte că la noi în sat, dacă i-ardea casa unuia, se întâmpla o nenorocire, s-ardea casa cuiva. Păi, toți, că erau ortodoxi, că erau pentecostali, că erau, știu eu, de orice confesiune. Tot satul era acolo să meargă să-l ajute pe omul ăla să-și facă casa din nou, să-și reconstruiască casa. Astăzi își construiește unul o casă mai bună, vreo patru pe la primărie să întrebe dacă are autorizații de construcție. Dar zice autorizații de la mediu are, nu zice că s scos. Dispare această comuniune tot mai mult. Să pot să mă uit în ochii fratelui meu. E întotdeauna bucurie când vin, mă întâlnesc cu, cu, un, cu un, prieten vechi, întâlnesc cu un om al lui Dumnezeu. Întotdeauna e bucurie aceasta a comuniunii sfinte. De-aia e frumos în biserică. E ceva special aici. Câte vreme păstrăm această legătură, această părtășie, această comuniune, îl păstrăm pe Dumnezeu. Când spunem, nu avem nevoie de comuniune, nu avem nevoie de familie, nu avem nevoie de biserică, dar noi putem fi spirituali și așa, vă înșelați. Nu există spiritualitate fără biserică. Spiritualitatea autentică, adevărată, întotdeauna se raportează în primul rând la Dumnezeu și după aceea la ceilalți. Îl iubesc pe Dumnezeu, dar îmi manifest dragostea în relația cu ceilalți. În al patrulea rând, păstrează-l pe Dumnezeu în viața ta și păstrându-ți misiunea, păstrându-ți viziunea, păstrând comuniunea cu familia și cu poporul lui Dumnezeu. Îl vei păstra pe Dumnezeu. În al patrulea rând, păstrează-l pe Dumnezeu prin compasiune. Saul își pierde compasiunea. Nu mai are milă. Nu-i mai pasă. Și e atât de evident lucrul acesta. Nu scapă o lacrimă. Nu-l vezi măcar o dată plângând în text. Nu-i pasă. Nu-i pasă. Nu-i mai pasă de ai lui, nu-i mai pasă de nimeni altcineva. Un prieten de-al meu, în urmă cu mulți ani, în anii 90, îmi povestea că i s-a îmbolnăvit un băieț, unul dintre copiii, băiețelul lor, și băiatul a trebuit să stea în spital mult, mult, câteva luni. În vremea aceea, le spun celor care nu mai bătrâni, că nu există oameni bătrâni în biserică. Suntem tineri de diferite vârste. Că în raport cu veșnicia, celor care sunteți mai trecuți prin viață. Vă aduceți aminte că în anii 90, ne fiind loc în orfelinate, de foarte multe ori copiii erau abandonați direct în spital, medicii fiind oameni de treabă, unii dintre ei se îngrijau de acești copilași. Și povestește prietenul acesta al meu, au fost câteva luni de zile în care a trebuit să stau lângă băiatul nostru, zice el, și nu înțelegeam de ce Dumnezeu a permis asta. Eu, om credincios, mergeam la biserică, trăiam o viață cât puteam de sfânt înaintea lui Dumnezeu, eram plin de râvnă pentru Domnul, dar n-am înțeles de ce. Acolo, în spital, însă, în același salon cu noi, erau doi copilași, un băiat și o fetiță, doi frați, doi copilași, care aveau vreo șase anișori, cam așa, abandonați de părinți și crescuți acolo în spital. Și zice el, trebuia să duc de mâncare copilului, vă dați seama, merge acolo cu ceva de mâncare, ceilalți copii se uită, bunul simț îți spune că trebuie să aduci mâncare pentru, și pentru ceilalți. Și împărțeam mâncarea și împărțeam afecțiunea și dragostea, că acești copii erau foarte lipicioși, foarte, foarte dornici de afecțiune. Și la un moment dat, spune el, au trecut lunile, eram acolo, deja erau ca și copiii noștri. Și într-o zi, primesc vestea bună, copilul nostru e sănătos, primesc externarea, trebuia să ieșim din spital. Și când trebuia să ieșim din spital, deodată a realizat ceva. Era o legătură acolo între noi. Când mi-a luat copilul în brațe și am dat să ies afară, împreună cu soția, am povestea el, ceilalți doi copilași au venit după noi și ne-au spus, ce faceți cu noi? Și în clipa aia, în povestea el plângând. În clipa aceea am înțeles de fapt de ce Dumnezeu a permis să ajung în spital. Am luptat pentru copiii ăștia, am luptat ca să-i pot adopta. Am luptat să încep o lucrare în, în direcția aceasta. Dar știu că toți știm Ioan 3 cu 16. Toți știm Ioan 3 cu 16. Nu vă întreb, pentru că sunt absolut convins că toți știm. Dar nu știu câți dintre noi mai știm unul Ioan 3 cu 16. Unde Cuvântul lui Dumnezeu zice așa, noi am cunoscut dragostea lui, adică dragostea lui Dumnezeu, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi, prin Isus Hristos. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dispare tot mai mult în inima noastră, astăzi, această compasiune, această milă duhovnicească. Ce vorbesc eu de milă duhovnicească când dispare tot mai mult și dragostea firească, cum spune Biblia, dragostea aceea naturală, pe care în mod normal un tată sau o mamă, un părinte o are pentru copilul lui. În momentul în care un om își pierde compasiunea, de fapt, în momentul acela îl pierde pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, în demnul mesajului din această zi, pentru noi toți și în primul rând pentru mine, e păstrează-L pe Dumnezeu, păstrați-L pe Dumnezeu. Iar dacă, dacă, încă Dumnezeu nu e Domnul vieții voastre, dacă Dumnezeu nu e Domnul vieții tale, Aduți aminte care e misiunea ta, aduți aminte că trebuie să ai o perspectivă de viitor asupra vieții, aduți aminte că ești creat să trăiești în comuniune cu familia și cu poporul lui Dumnezeu, aduți aminte de milă, de compasiune. Ce altă cere Domnul de la tine? Și apoi al cincilea lucru, și cu acesta am încheiat, al cincilea lucru care, păstrează relația, care îl păstrează pe Dumnezeu este conexiunea noastră cu Dumnezeu. Misiunea, viziunea, comuniunea, compasiunea și conexiunea la Dumnezeu. Când zic asta, mă uit puțin la Saul și dacă vă uitați la Saul la început, Saul întotdeauna se uită la Dumnezeu. Dar acum în textul de față se uită la oameni. Spune Biblia că oamenii îl părăseau și de-aia intră în panică și de-aia ascultă de Dumnezeu. Pentru că până în clipa asta, Saul e un om credincios. În cei doi ani despre care vorbește autorul biblic aici, în care Saul a domnit cu adevărat în fața lui Dumnezeu, în cei doi ani, Saul stă cu ochii ațintiți înspre Dumnezeu, privește înspre Dumnezeu. De-aia poate să ierte pe cei care îl vorbesc de rău, de-aia nu se răzbună, dar ce e foarte interesant e că la un moment dat Saul începe să se uite la oameni și zice, mă, încep să-mi fugă soldații. Ce fac? Trebuie să aduc jerfă. Trebuie să aduc o jerfă prin care să-i încurajez, să aibă curajul să meargă la luptă, să înțeleagă cumva că Dumnezeu e de partea noastră. Și în momentul în care nu se mai uită la Dumnezeu, vreau să vă spun ceva și un lucru important. Câte vreme privim la Dumnezeu, chiar și atunci când trecem prin lucruri grele în viață, printr-o durere, printr-un cancer, printr-o boală, printr-o pierdere, când privești la Dumnezeu, Dumnezeu poate să transforme lucrul ăla care pare rău pentru tine într-un lucru bun. Și am să vă povestesc una dintre cele mai frumoase întâmplări din Biblie, foarte subțint, foarte pe scurt. Aduceți-vă minte un moment impresionant din viața lui Iacov, când soția lui, Rahela, urma să nască ultimul lor copil. Ea știa că va muri, era conștientă de asta, trecea prin dureri îngrozitoare, știa că se apropie de moarte și pentru că în clipa aia, Rahela nu se mai poate uita decât la suferința ei și la durerea ei, copilului care se naște îi dă numele Benoni, care înseamnă fiul durerii mele. Rahela a fost o femeie tare pocărită, tare credincioasă. A rămas, de fapt, și în amintirea lui Israel ca o femeie extraordinară. De altfel, știți bine, Iacov n-a fost prea grozav până când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Iacov, înșelătorul, n-a fost cine știe ce. Dar după ce îl întâlnește pe Dumnezeu, după ce Dumnezeu se atinge de viața acestui om, omul acesta devine un om al credinței și dincolo de toate, întotdeauna se uită la Dumnezeu. Și ce interesant e că Rahel are momentul ăla de slăbiciune, înainte să moară, luându-și copilul în brațe, îl numește Benoni, adică fiul durerii mele, dar Iacov, prin credință, uitându-se dincolo de această suferință îngrozitoare, pentru că își iubea mult soția, îi schimbă numele și îi schimbă numele din Benoni în Beniamin. Și probabil că aveți și voi pe aici, Beni și Beniamin. Beniamin înseamnă fiul dreptei. Cum adică fiul dreptei? Adică fiul adevăratei mele soții. Vă aduceți aminte toată istoria lui Iacov. Adică, dacă traducem, putem traduce fiul adevăratei mele iubiri. Ce e foarte interesant e că atunci când te uiți la Dumnezeu, oricât de mare ar fi suferința ta, oricât de adâncă ar fi problema prin care treci, oricât de fără de speranță, privind înspre Dumnezeu, Dumnezeu poate transforma durerea, Dumnezeu poate transforma încercarea, Dumnezeu poate transforma boala în ceva frumos pentru viața ta. Și mă rog, chiar în clipa aceasta, Dumnezeu să facă acest lucru. Vă îndemn în această zi, dragi prieteni, oameni buni, dragi tineri, voi cei care sunteți în Biserica Gloria, ne îndemnăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu și vă spun, priviți dincolo de toate lucrurile rele care s-ar putea să se întâmple în viața voastră. Când am vorbit cu primul muribund din viața mea, eram foarte tânăr, eram tânăr slujitor, Cristi îl chema, era și el tânăr, nu era, la... era mai mare decât mine. Cristi fusese dealer de droguri, avea cancer la stomac, de 2 ani ducea cancerul ăsta. Și eu mi-aduc aminte că se vedea pe fața mea, pe de-o parte, fiind foarte tânăr, neexperimentat, se citea Mila, ceea ce nu-i foarte bine. Când mergi la un om care trece printr-un necaz, se citea poate și puțină teamă. Și el s-a uitat la mine cu o liniște, parcă dintr-o altă lume, și mi-a zis, frate, nu trebuie să te uiți la mine cu atât de multă milă. Ba, din potrivă, să știi că tu ar trebui să mă invidiezi. Și m-am uitat și cum adică ar trebui să te invidiez? Uita asta e o invidie bună, duhovnicească. În rest, nicio invidie nu-i bună. Zice, tu ar trebui să mă invidiez pe mine, că eu știu că nu mai am mult de trăit în lumea asta. Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că voi pleca din lumea aceasta cât de curând. Dar știu ceva. Că eu voi ajunge să-L văd pe Iisus Hristos. Și cred că o să fac lucrul ăsta înaintea ta, așa că tu ar trebui să mă invidiez pe mine. Și mi s-a părut atunci, tânăr slujitor fiind, mă uitam la el, vedeam muribund, era într-o stare extraordinar de grea și eram și impresionat și înfricoșat pe de-o parte. Cât de importantă e perspectiva? Da, astăzi ești în boală, da, astăzi ai pierdut pe cineva drag, da, astăzi ai durerea pe care o ai. Dar câtă vreme ai conexiunea, relația cu Dumnezeu, câtă vreme privești la Dumnezeu, Benoni se poate transforma în Beniamin. Fiul durerii în fiul iubirii. Aș vrea la sfârșitul acestui mesaj să-mi permiteți să fac o rugăciune. Și vă invit cu mare drag să vă ridicați în picioare. Aș vrea să-mi permiteți să fac o rugăciune în care să-i cer lui Dumnezeu un singur lucru. Să-i cer lui Dumnezeu să se atingă de fiecare persoană din locul acesta. Cred din toată inima că El este prezent aici. Mai zic o dată, El este prezent aici. Și permiteți-mi să zic și a treia oară că treie cifră biblică. El este prezent aici. Amen. Aș vrea să rămânem într-un duc de rugăciune, acolo unde suntem. Și aș vrea să stați cu ochii închiși și permiteți-mi să rostez rugăciunea asta cu voce tare. Nu știu în ce situație te afli, dar mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te atingă în seara asta. Doamne Dumnezeule, venim înaintea ta în seara aceasta. Suntem în locul acesta, Doamne. Cred din toată inima că Tu ești prezent aici. Doamne, lupta noastră este să te păstrăm pe tine în viața noastră. Vrem să păstrăm râvna aceea pe care tu ai pus-o în inima noastră. Vrem să păstrăm acel foc al Duhului Sfânt pe care tu l-ai pus în noi. Vrem ca trupul nostru să rămână, Doamne, un templu al prezenței tale. Doamne Dumnezeule, ne dorim pentru cei care sunt în locul acesta și care n-au dorința asta după tine. Poate au venit aici, dar încă nu există în ei dorința asta după tine. Doamne, ne dorim în această zi ca în urma auzirii Evangheliei, Doamne, prin atingerea ta viața lor să se schimbe. Mă rog, Doamne Dumnezeule, în clipa aceasta, întinde mâna Întinde mâna prin Duhul Sfânt și atinge-te de toți aceia care au sau au avut până acum inima împietrită. Doamne, Tu ești aici în seara aceasta și poți despietri orice inimă prin Duhul Tău cel Sfânt. Știu, cuvântul Tău e Cel care lucrează. Dar acest cuvânt al Tău care a fost rostit Știm că trebuie să fie însoțit de autoritatea Duhului Tău cel Sfânt. De aceea mă rog, Doamne, atinge-te prin Duhul Tău cel Sfânt. O, vreau să coboare slava Ta în templul Tău, în locul acesta. Vreau, Doamne, Dumnezeule, ca împreună să putem exclama Mare este Dumnezeul nostru și vrednic să fii primească toată gloria și cinstea în vecii vecilor. Doamne, Dumnezeule, te rugăm, pune în generația aceasta dorință după Tine. Trăim vremuri în care oamenii se îndepărtează tot mai mult de Tine. Dispare tot mai mult pasiunea pentru Rugire, pasiunea pentru trăire, pasiunea pentru rugăciune, dispare tot mai mult râvna pentru tine și oamenii, Doamne, ajung să trăiască tot mai departe de tine. De aceea te rugăm, lucrează, Doamne, lucrează, Doamne, avem nevoie ca tu să intervii prin Duhul Sfânt. Te rugăm, Doamne, să intervii prin Duhul Sfânt în casele noastre, te rugăm, Doamne, să intervii prin Duhul Sfânt în orașul Arad, te rugăm, Doamne, să intervii prin Duhul Sfânt în România. Vrem, Doamne, o trezire autentică, reală în țara aceasta, dar o trezire care să înceapă prin rostirea Evangheliei și prin însoțirea Evangheliei cu Duhul Tău cel Sfânt. De aceea, mă rog, Doamne, le lucrează în seara aceasta. Păstrează-ne, Doamne, viziunea, perspectiva viitorului. Iartă, Doamne, că foarte mulți oameni din vremurile noastre trăiesc doar pentru acum și aici. Ridică-ne ochii, Doamne, prin Duhul Sfânt. Ajută-ne să înțelegem de ce am venit în lume, Doamne. Ajută-ne să înțelegem că suntem aici datorită ție și trebuie să ne întâlnim cu tine pentru ca să fim cu adevărat fericiți. dă Doamne, puterea să trăim în comuniune sfântă cu familia noastră și cu biserica ta și în același timp, Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm în această zi, pune în inimile, noastre mila ta, compasiunea care coboară din Duhul Sfânt, dar mai ales păstrează-ne legătura cu cerul. Și dacă e cineva aici, Doamne, care încă nu are o relație personală cu tine, în clipa aceasta, Doamne, Dumnezeule, atinge-te de persoana aceasta. Știu, Doamne, Doamne, că ceea ce ne face cu adevărat credincios și creștini e relația asta vie cu tine, privirea asta spre tine, conexiunea asta la cer. De aia, Doamne, Dumnezeul nostru, mă rog, în această seară, ridică ne privirea spre tine. Și știm că atunci când vom privi spre tine, indiferent ce se va întâmpla cu noi, de vom trece prin ecazuri, prin boli, prin suferință, prin spitale, orice s-ar întâmpla, cel care are o relație cu tine, cel care te are pe tine, de va trece prin valea umbrei morții sau prin valea plângerii o poate transforma într-un loc de bucurie doar datorită ție. De aceea nu vă mai privi la boală, nu vă mai privi la necaz, nu vă mai privi la probleme, și credem din toată inima că tu vei transforma Benonin, Beniamin, fiul durerii în fiul iubirii. Îți mulțumesc, Doamne, pentru seara aceasta, în numele lui Isus. Amin.